Am revenit și vă promiteam o surpriză, doamnelor și domnilor. Suntem în direct de la Siret cu Tessa Dunlop și cu prietenii ei. Tessa este jurnalist și istoric britanic, un prieten al emisiunii Punctul de Întâlnire. Tessa, bună seara! Bună seara! Bună seara! Cu prietenii mei cel mai prețios! Cine sunt prietenii tăi și ce faci tu la Siret acum? Acum sunt cu prietenii mei de mult. Prima oară când am ajuns în România era acum 30 de ani. Eu aveam 18 de ani și era aici o poveste groaznică. Era cel mai mare orfanelat în toată România, unde a trăit prietenii mei, cel mai curajos, Lenuța, Mariana, Rodica și Dana. Hai, uite, Dana, uite-te acolo, e Radu, frumosul nostru, Radu Tudor de la București. Și când a venit criza, pentru că ea a crescut cu milă pentru alți, cum ei au trecut, ea a făcut o decizie foarte bună. Spune tu ce ați făcut. Am decis să primim și noi oameni la fundație. Am zis, măi, noi avem un stat, dar oamenii care au fugit de la război, unde stau? Și ne-am gândit, i-am spus lui doamna Dana, haideți să luăm și noi oameni în fundație. Poate să fie cât mai mulți. Că îi băgăm, ne-am stecat unul cu altul, ne dormim pe una cu câmp. Dar fundație să-i primim cu drag. Da, vezi, pentru că trecut, cum a fost trecutul? Da, nu vreau să... E cum greu. A fost, da. Era greu, ca un război. A fost și greu și bine. Da, a fost așa. Că nu pot să spun că chiar a fost foarte greu. Între neamți a fost mereu. Dacă stau bine și mă gândesc unde am făcut profesional, la mai greu a fost de clasire. Da. Ok. Deci, atunci era o perioadă altceva, când a fost o copilărie neașteptat pentru voi. Da. Ați fost abandonat în copilăria voastră. Și avem pe partea mea stângă, ucraineancă, sper că am zis corect, Radu. Foarte bine. Ana, care a stat aici pentru 2 săptămâni. Ea nu știe limba română. De fapt, e mai rău decât al meu. Deci încercăm în limba engleză. Cum a simțit aici cu mama ta? Uite, this is mama ei, Ala, de la Ucraina. Cum a simțit? How did you feel here? How was it to stay here? We were thankful people from Romania for their kindness, for their help and for their support. Thank you so much. And I guess that we will visit Romania again. I-a zis că este foarte, foarte mulțumit pentru cât a primit de la România, mai ales aici în Siret, pentru sprijinul lor, pentru tot a primit aici. Și ea crede că când nu mai este un război, mai vizită, mai face o vizită aici. Este absolut, este ca o echipă. Și cât timp, how long have you stayed here? Cât timp a stat aici? 3 weeks. 3 săptămâni. And tomorrow, mwini, plecați in Irlanda. Yes. Tomorrow they're going to Ireland. It's been a beautiful journey. Oh, a fost o poveste frumoasă și doar una. A stat aici? Câți oameni a stat aici cu voi? A stat 30. Hai, uite, și Lenuța este un fel de șef aici, pentru că e foarte matură. Uite, este un fan de fotbal, dar, de fapt, avem o sfântă aici. Sfânta Elena este căsătorită cu un ucrainien. Și, uite, intră acolo Elena și tot ea a lucrat la lume. Bună seara, Elena! Acum 30 de ani, da, și acum. Da. Eu am terminat facultatea și am primit repartiții la Spitalul de Psihiatrie, în Siret, și cunosc fetele de când erau mici, acum au crescut, sunt fetele mele. Fundația noastră se numește Școala pentru Viață, avem o colaborare foarte bună cu Spitalul de Psihiatrie din Siret. Oferim suport educațional tinerilor cu dizabilități din spital. Avem instructori de educație care le oferă suportul respectiv. Acum ne-am schimbat momentan din cauza condițiilor care au apărut, ne-am schimbat profilul, am devenit suport pentru ucrainienii care și-au părăsit țara din cauza războiului. Da. Vreau să subliniez faptul că fetele mele au dovedit un spirit umanitar extraordinar. Sunt mândră pentru ele.
inițiativă a venit din partea lor să oferim cazare. Da, căldură. Și vezi ceva, Radu, te rog. Sunt femei aici. Vezi, draga mea? Hm? Da. Asta e un lucru, e un lucru emoționant pentru mine, este un fapt extraordinar pe care îl faceți voi. Faptul că niște cetățeni români care au trecut printr-o copilărie foarte dificilă, dar care s-au bucurat de căldura semenilor lor, astăzi simt nevoia să dea înapoi această căldură pentru refugiații din Ucraina. Și e probabil cel mai frumos gest care a fost remarcat de absolut toată mass media occidentală, de politicienii occidentali. A fost remarcat și de președintele Volodymyr Zelensky, care este, din punctul nostru de vedere, un erou al rezistenței în fața invaziei rusești. Și aș vrea pe fiecare dintre voi să-mi spuneți foarte scurt, în 10-15 secunde fiecare, ce credeți voi despre acest război, Elena? Deci, începe cu Lenuța. Ce crezi despre războiul ăla? Ce crezi tu? Războiul din Ucraina, ce crezi? Este un război nedrept. Da, un război nedrept, da. Și da, spune tu și draga noastră, Rodica. Da. Războiul este foarte degradant ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia. Și Dana? Mie îmi pare rău pentru ceilalți din Ucraina care au rămas fără casă, fără mâncare. Și Ana, ce vrei să spui despre țara dumneavoastră? What do you want to say about your country? What do you feel right now? I really awful about this situation, and now we are really worried for our family because they stay at home. So I guess everything will be fine. Zis că situația asta este absolut jale și este foarte îngrijorată pentru familia ei care a rămas acolo în Ucraina, în Kharkov, acolo unde este tata ei. Și noi dorim pentru voi să aibă o călătorie ușoară spre Irlanda și pasta. We wish you very much luck and we are thinking of you on your next journey. Yes, și salva Ucraina. Slava Ucraine! Slava Ucraine! A fost cu suflet. Sufletul vostru se simte chiar și în distanța asta Siret București. Și vreau, Tess, să tragi tu concluzia pentru ceea ce faci în seara asta, pentru punctul de întâlnire, pentru Antena 3, pentru România. De ce ai vrut tu să mergi la Siret și să te reîntâlnești cu copiii pe care i-ai ajutat acum 30 de ani și să îi ajutați pe ucrainieni? Pentru mine, Siret este... Ce s-a întâmplat aici? Cum a transformat orașul ăsta mic? Era un... Din punct de vedere, lumea acum 30 de ani o poveste absolut groaznic. Și ce a crescut aici a fost al doilea șansă, încă una viață nouă. Da. Și pentru oameni de la Siret care sunt așa de mândru, plină cu milă și este un perspectiv opusul cum a fost 30 de ani. Era publicat și în Marea Britanie cât a dat ajutor orfanii din trecutul, cât a transformat, cât a schimbat România în lumea, perspectivul despre ce ați făcut acum. Eu sunt absolut mândră de voi, mă simt foarte mândră că am legătura cu Siret și cu România și eu știu că am vorbit cu ea, Ana se simte la fel, este absolut un miracol și toți aici sunt absolut... În pararea mea, în nivelul cel mai sus în viață, avem aici o echipă minunată. Felicitări și vă îmbrățișez pe toate. Tessa Dunlop, ai făcut un gest extraordinar acum 30 de ani pentru orfanii din România, acum după 30 de ani pentru refugiații din Ucraina. Împreună, ceea ce vrem să subliniem este, înainte de toate, sentimentul de umanitate. Suntem alături de cei năpăstuiți de soartă mereu din România, din Ucraina, din alte zone și așa să ne ajute Dumnezeu să fim sănătoși și să mai putem face astfel de gesturi. Tessa Dunlop, încă o dată mulțumesc foarte mult, vă îmbrățișez pe toate, vă doresc numai bine, sănătate și să dea Domnul să mergem și în Ucraina în pace și liniște, să vedem casa unde stă Ana și toți prietenii ei. Vă iubim, Radu Tudor, și vă iubim România și Ucraina. La revedere! Slava Ucrainei! La revedere! Mulțumesc foarte, foarte mult! Mulțumesc!
Doamnelor și domnilor, a zis-o pe Tessa Dunlop, jurnalist și istoric britanic, realizator de reportaje despre istoria României. Tessa este foarte atașată, este măritată cu un moldovean de-al nostru din zona Iași. Este una din acele figuri care nu ezită să vorbească la BBC, pe Channel 4, în toată mass media britanică, România de bine, românii de bine, se simte mereu provocată de ceea ce ar putea să facă pentru această